Judecători 16 cu 21, pagina în Biblie 280. Acest pasaj spune în felul următor. Filistenii l-au apucat pe Samson și i-au scos ochii. L-au pogorât la Gaza și l-au legat cu niște lanțuri de aramă. El învârtea la râșniță, în temniță. Amin. Sunt convins că cei mai mulți dintre cei ce mă ascultă, fie în biserică, fie pe internet, fie la radio, cunoașteți istoria lui Samson. Pe mine m-a fascinat de mic această istorie, ca și cea a lui Iosif și a lui Daniel. Samson, Iosif și Daniel au fost eroii copilăriei mele. Samson este cunoscut în biserică, este cunoscut în Israel, este cunoscut în cultura universală. Cei ce sunteți români, ca și în mine, s-au născut români, vă ați aminte de Eminescu, în scrisoarea a cincea, mi se pare, tocmai așa și începe poezia. Biblia ne povestește de Samson cum că muierea, când dormea, tăindu-i părul, i-a luat toată puterea. De l-au prins apoi tâlharii, l-au bătut și i-au scos ochii. Și nu-l citesc mai departe pe Eminescu, că nu ne interesează. Problema este că Samson este cunoscut. A influențat literatura universală, muzica universală, a influențat cultura popoarelor. Dar Samson, fiind un om al lui Dumnezeu, Samson fiind un personaj biblic, Samson fiind în final un erou al credinței, prin viața lui, el este o pildă pentru generațiile care au urmat după el, să știm cum să prețuim harul lui Dumnezeu, să știm cum să prețuim darul lui Dumnezeu, să știm cum să prețuim mântuirea pe care El ne-a dat-o, Duhul Său cel Sfânt în noi. De ce am ales subiectul acesta sau pasajul acesta și nu am continuat cu serialul nostru? Deja intrăm în toamnă, este penultimul weekend practic oficial de vacanță și apoi începe oficial școala. Se ia activitatea, inclusiv în biserică, activitatea normală, după ce cei mai mulți au fost plecați, am fost plecați în vacanțe ori în misiune. Și având în vedere faptul că tinerii noștri se strâng din nou la oaltă, încep școlile, aș vrea să vin în ajutorul lor, în ajutorul meu, în ajutorul oricăruia dintre noi, cu acest gând. Atunci când suntem din nou în activitate, atunci când suntem din nou în teritoriul de afară decât cel al bisericii, ispitele ne sunt întinse la orice pas, în orice vreme. O neatenție, o neveghere, ca cea de tip Samson, poate să aducă dezastru, poate să aducă faliment, poate să aducă amărăciune oricăruia dintre noi. Trei greșeli mari a făcut Samson atunci când și-a pierdut ochii. A ajuns prizonier în Filistia, a ajuns să fie închis și să fie un măscărici, un saltimbac, un clown pentru filisteni. Primul lucru pe care l-a făcut el, a mers în perimetrul lumii, s-a dus în Filistia și este periculos pe teritoriul lumii pentru că este un teritoriu alunecos. S-a dus nu numai în perimetrul lumii, la poporul lumii, la filisteni. Și a început să-și facă prieteni dintre ei. Nu că noi trebuie să fim vrăjmași cu oamenii de afară. Vrăjmășia noastră trebuie să fie cu lumea în sensul conceptului de viață pe care oamenii fără de Dumnezeu îl au. Aceasta este lumea despre care vorbește Iacob. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Deci ne putem împrieteni cu conceptul de viață și conceptul despre Dumnezeu al lumii, dar cu oamenii putem să fim prieteni. Însă, dacă nu avem o credință mai puternică decât a lor, prietenia aceasta cu oameni fără de Dumnezeu ne poate fi fatală. Și apoi este cea de-a treia greșeală pe care a făcut-o Samson după ce a mers în perimetrul lumii, la poporul lumii, el s-a dedat la plăcerile lumii.
S-a găsit-o pe Dalila. După cum foarte ușor poți să găsești pe Dima astăzi, pe Dalilele de astăzi, drogurile de astăzi, plăcerile de astăzi, cursele care sunt întinse. De aceea, pentru toți tinerii care vor începe din nou școala, în special pentru cei ce sunt în liceu, în perioada aceasta când activitatea fizică hormonală este cea mai fervinte, cea mai acută, pentru cei ce sunt în college și cred că odată ajuns într-o facultate sau eliberat de orice restricție, aviz, ochii sunt prețioși, vederea este prețioasă, sănătatea este prețioasă, este prețios să fii întreg și integru, nu? Întreg și integru. Și de aceea, în această dimineață, în concluzia închinării noastre, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj pe care l-am intitulat Consecințe. Consecințe. Oamenii au o gândire și ne este tipică tuturor că dacă ne permitem ceva, ne putem controla. Dacă ne permitem ceva sau gândim ceva să facem, putem să fim stăpâni pe gând, putem să fim stăpâni pe faptă. Samson nu și-a imaginat că păcatul îl va ține acolo mai mult decât și-a plănuit, nu și-a imaginat că păcatul la care s-a dedat va fi mai dezastruos decât și l-a închipuit, nu și-a imaginat că el pe care Dumnezeu l-a folosit într-o manieră atât de puternică, când Duhul Sfânt se cobora peste el și făcea fapte de vitejie nemai întâlnite până atunci și nici de atunci încoace, nu și-a închipuit că Dumnezeu își va lua mâna de peste el. Și de aceea, când Samson s-a trezit la realitate, el s-a trezit cu câteva consecințe ale îngăduirii personale în păcat, în neascultare, în neveghere. 5 sunt învederate în acest pasaj, în acest verset 21 din Judecător 16 și am să le menționez pe scurt în răstimpul pe care l-avem la dispoziție. Prima consecință, când cineva își permite să se depărteze de Domnul, să intre în perimetrul lumii, la poporul lumii, la plăcerile lumii, este pierderea puterii. Uitați ce spune versetul 21, partea 1, filistenii l-au apucat. Filistenii l-au apucat. Era până acum în istoria experienței lui Samson această realitate. Când filistenii veneau asupra lui, ce făcea Samson? Îi apuca el. Îi apuca el. Avea totul în control. Este de neimaginat omenește un om să stea în fața unei oștiri de 1000 de oameni sau mai mari și să, în fața acestei oștiri bine înarmate a filistenilor, el să ironizeze până acolo încât cu o căpățână de măgar neputrezită complet a omorât 1000 de filisteni. Era de neimaginat. Era de neimaginat ca el să fie legat cu 7 frânghii proaspete și când Duhul Domnului se cobora peste el, frânghiile acestea să se rupă ca un fier de ață. Era de neimaginat ca el, însetat, să lovească o stâncă sau să se roage lui Dumnezeu și stânca aceasta să se deschidă ca pe vremea lui Moise și să bea apă, să-și răcorească Duhul. Era de neimaginat. Le avea în control toate. Nu acum însă. Pentru că abuzând de har, abuzând de încredere pe care a dat-o Domnul, abuzând de tinerețe, abuzând cu îngăduințele pe care le permitem, Samson și-a pierdut puterea, l-au apucat filistenii. Așa se poate întâmpla cu oricare dintre noi. Te apucă patima, te apucă duhul lumii, te apucă gândirea aceasta și tinerilor, fiți atenți. Atunci când întrebările voastre cele mai frecvente sunt acestea, dar de ce Dumnezeu? Dar de ce Dumnezeu? Dar de ce se moare în Africa? Și în America se moare, și în România. Dar de ce se întâmplă nu știu ce în Asia? Când ai întrebări din felul acestea, nu sunt neapărat niște întrebări de cunoaștere, sunt întrebări de rebeliune. Dumnezeu face tot ce vrea, în cer și pe pământ. Nu se consultă nici cu mine și nici cu tine. Dar Dumnezeu nu face lucruri prin care să te nenorocească, pentru că ți-aduc aminte ce spune cuvântul Domnului. Căci eu, a spus Dumnezeu, Dacă te întreb pe tine, tu știi ce gândesc eu în clipa aceasta? Nu știi, dar eu știu ce gândesc. Și Dumnezeu stă așa. Căci eu știu gândurile mele pe care le-am cu privire la voi, zice Domnul. Am gânduri de pace, nu de nenorocire. Deci planul Dumnezeu pentru tine și pentru mine este un plan de binecuvântare.
Însă când planul acesta este abuzat, prima consecință este pierderea puterii spirituale. Și când ți-ai pierdut puterea spirituală, devii rob păcatului. Când ți-ai pierdut puterea spirituală, devii rob lumii. Când ți-ai pierdut puterea spirituală, devii rob firii tale pământești care te învață să fii rebelios. Când ți-ai pierdut puterea spirituală, nu mai ai bucuria mântuirii, nu mai ai bucuria Duhului Sfânt. De aceea, atenție, este o consecință imensă de mare, pierderea puterii. Cea de-a doua consecință este pierderea vederii. Partea a doua, versetului 21 din Judecător 16, i-au scos ochii. Însă știți ce se întâmplă? Înainte ca să-ți pierzi vederea fizică, Samson și-a pierdut-o pe cea spirituală. Pentru că dacă vă uitați în versetul 20 de dinainte, cuvântul Domnului spune în felul următor. Atunci ea, fiind Dalila, i-a zis, filistenii sunt asupra ta, Samsoane. Și el s-a trezit din somn, veghea, nici nu vedea, și a zis, voi face ca mai înainte și mă voi scutura. Nu știa că Domnul se depărtase de el. Deci, înainte să-și piardă vederea fizică, și-a pierdut vederea spirituală. Și când ți-ai pierdut vederea spirituală, știi ce se întâmplă cu tine sau cu mine? Devii fără frâu. Cuvântul acela celebru care este în Proverbe, tradus de Cornilescu în forma aceasta. Acolo unde nu este descoperire dumnezească, poporul este fără frâu. În originalul ebraic, acest pasaj, uitați-vă în traducerea englezească, este în felul următor. Where there is no vision, people perish. Unde nu-i viziune, nu-i direcție, nu este plan, acolo oamenii pierd. Pierd, de ce? Pentru că devin fără frâu. Și când devii fără frâu, devii vulgar, devii bădăran, devii vagabond, devii neascultător, devii obraznic. Asta înseamnă fără frâu. Disprețuiești biserica, disprețuiești activitatea din biserică. Samson și-a pierdut vederea. În primul rând și-a pierdut-o pe cea spirituală. Pentru că a coborât în viile filistenilor, s-a dus la plăcerile filistenilor, s-a atins de trupuri moarte, de lucruri care îl întinau, așa cum se poate atinge oricine, eu sau tu, dacă suntem neveghetori și dacă ne permitem lucruri pe care Dumnezeu nu ne îngăduie să ne le permitem. Consecința este pierderea puterii, a doua este pierderea vederii. Și când și-a pierdut apoi vederea spirituală, sigur, în cazul lui și-a pierdut-o și pe cea fizică. Și nu este mirare că de multe ori prin abuzul pe care oamenii îl fac asupra lor cu tot felul de păcate, cu tot felul de lucruri, pot să-și piardă și sănătatea. Pot să-și piardă și sănătatea. Mi-aduc aminte, cred că v-am spus lucrul acesta când eram aici la master. În Chicago am predicat cuvântul Domnului. Într-una din vacanțe am predicat de fapt 12 seri la rând și mă rugam pentru bolnavi. Dumnezeu a cercetat biserica din Chicago, a făcut vindecări divine și oamenii s-au încurajat. Și vestea se duce. Când Dumnezeu începe să lucreze, vestea se duce. Și mi-aduc aminte în această seară particulară, la sfârșitul serviciului divin, când m-am dus în față să mă rog pentru bolnavi, cineva a venit cu acest domn de origine asiatică și mi-a zis, vrea să vă spună ceva, să vă rugați și pentru el. Am întins mâna, să-i prind mâna și să vorbesc cu el și atunci am realizat că omul acesta este orb. Este orb. L-am întrebat ce s-a întâmplat, mi-am cerut scuze că n-am putut să observ lucrul acesta și mi-a zis patima mea a fost alcoolul și nemai având alcool care să-l consume, a băut alcool metilic din acela industrial împreună cu un coleg de-al lui și colegul lui a murit iar ieri și a pierdut vederea. A orbit din pricina intoxicării. Și mi-a zis, am auzit că aici v-ați rugat pentru bolnav, domnule pastor, Dumnezeu a vindecat pe bolnav, vreau să vă rugați și pentru mine, să mă vindece și pe mine, să dea Dumnezeu înapoi vederea. Și m-am bucurat de cerința lui. L-am întrebat, dar tu îl cunoști pe Dumnezeu? Și a spus, eu nu-l cunosc ca și dumneavoastră. Eu m-am, cum spunea fratele Iuiu, m-am rugat la Buddha până acum, dar vreau să-l cunosc și eu. Pentru că am mai fost și în alte locuri la biserică. Și atunci sunt sigur că Duhul Domnului m-a cercetat, pentru că i-am pus o întrebare care pe mine apoi m-a blocat, întrebarea care i-am pus așa, am zis, am o întrebare, dacă Dumnezeu vă vindecă și vă dă vederea, are milă de dumneavoastră, că eu nu pot să vă vindec, Iisus vindecă, care este primul lucru care l-ați face dacă ați vedea înapoi? Și m-a terminat.
Mi-a zis, primul lucru pe care l-aș face, domnul pastor, aș fugi repede în oraș și m-aș duce la un film pornografic. Pierderea vederii. Consecința păcatului este pierderea vederii spirituale și apoi aducerea asupra ta sau asupra mea o sumedenie de neputințe trupești, poate să fie și orbire fizică. Samson n-a văzut pe Domnul, n-a mai văzut pe vrăjmași, nu și-a mai văzut familia pentru că și-a neglijat tata și mama. Samsone, nu-i bine să te căsătorești unde te căsătorești, așa cum zice tata și mama poate către tine. Prietenul ăla e lumesc, prietenul aceea e firească, e din lume, nu-i pocăită, nu-i pocăit. Știți cum a zis Samson? Ia-mi-o? De ce? Că mi-o place. Ține-o după aceea. Ține-o. Pierderea vederii. N-a văzut pe mama, n-a văzut pe tata, n-a văzut pe Domnul, acum nu se vede nici pe sine. Și este greu când îți pierzi vederea spirituală, nici pe tine nu te mai vezi în gunoiul în care ai ajuns. Pierderea puterii, pierderea vederii. Cea de-a treia pierdere, cea de-a treia consecință este pierderea onoarei. Pierderea onoarei. L-au pogorât la Gaza. L-au pogorât la Gaza. Tinerilor, frați și surori, doamnelor și domnilor, păcatul întotdeauna te coboară, nu te înalță. Păcatul întotdeauna te coboară, pe nimeni n-a înălțat păcatul. Samson a fost coborât la Gaza, în loc să urce la Ierusalim, în loc să urce la cunoaștere, în loc să urce pe înălțimile sfințeniei lui Dumnezeu, în loc să urce în experiență cu Dumnezeu, a coborât în Gaza. Uitați-vă în Gaza și astăzi. Nici o schimbare. Haos, crimă, religiozitate în numele lui Allah și Mahomet, o bandă de techerdei, cum ziceau ardelenii, de vagabonzi, o bandă de criminali. Samson a fost coborât, pentru că păcatul coboară, păcatul înjosește, te coboară în demnitate, te coboară în caracter, te coboară în ochii oamenilor și te coboară sau mă coboară în ochii Domnului. O consecință devastatoare. L-au pogorât la Gaza. Este condus, pentru că vedeți, dacă l-au pogorât, cum este? Samson este condus. Când tu și cu mine ar trebui să fim conduși de Duhul lui Dumnezeu. Te conduce lumea, te conduce pofta, te conduce diavolul, te conduce firea pământească, te conduce lumea fără de Dumnezeu. Da, frați și surori, doamnelor și domnilor, da, tinerilor, începe școala, începe high school-ul, liceul, începe colegiul, facultatea și te gândești că ești într-o lume în care trebuie să fii popular, să fii ca lumea. Aveți grijă. Tot Samsonii și Samsonițele. Trebuie să avem grijă, trebuie să aveți grijă. Consecințele sunt prea mari, prea dezastruoase. Pierderea puterii, pierderea vederii, pierderea onoarei și în al patrulea rând, patra consecință este pierderea libertății. Uitați ce spune partea a patra versetului 21. L-au legat în niște lanțuri de aramă. They chain him in chains of brass. În lanțuri de aramă, puternice. Vedeți, când te pocăiești, lumea din jurul tău spune, fiți atenți, care este jmecheria diavolului. Când te-ai pocăit și stai lângă Dumnezeu și iubești pocăința și iubești pe Domnul, lumea din jurul tău spune, măi, ești un încuiat, ești un îngust. Te-ai închis în niște pereți. Înțeleg că să mergi o dată pe lună la biserică sau o dată la 6 luni, dar de 3 ori pe săptămână și cu repetițiile de 5 ori. Ai ușă? Pentru mulți dintre dumneavoastră. De 2 ori pe duminică? Este fotbal, este tenis, este brunch, nu? La restaurantul acesta și ieftin astăzi. Adevărul este că atunci ești liber, când ești credincios. Pentru că
Din momentul în care te-ai dedat la păcat, din momentul acela ți-ai pierdut libertatea. Și nu cu lanțuri de aram ești legat sau sunt legat. Ești cu lanțuri pe care nu le mai poți scutura singur. Cine poate scăpa de patimă? Prin putere personală? Cine poate scăpa de sub puterea păcatului prin putere personală? Te lași pentru o săptămână, pentru două și iar o iei de la cap. Iar îți chinuiești familia, iar îți chinuiești viața. Cunosc o putere absolută, este puterea lui Dumnezeu. Dacă la această putere absolută îți aduci aminte de această scenă, Petru este în temniță, este legat în lanțuri, este legat în lanțuri. Pentru că urmează ca mâine dimineață să fie executat din ordinul lui Irod. A venit un înger ca să-l scoale pentru că Petru dormea liniștit fiindcă s-a încrezut în Domnul. Dar când îngerul a venit să-l scoale, l-a lovit pe Petru și a zis, scoală-te! Dar știți cum se scoală tinerii noștri? Mamă, trebuie să mă duc la școală? Nu trebuie, dragul mami. Asta o fac eu pentru tine. Îngerul i-a zis, scoală-te, iude! Și știți ce spune cuvântul mai departe? Lanțurile i-au căzut jos. Singurul care poate rupe lanțurile cu care tu ești înfășurat, lanțurile poftei, păcatului, patimei, robiei păcatului, este Iisus Hristos, dar trebuie să te ridici rapid. Dacă amâni mântuirea ta, amâni pocăința ta, amâni hotărârea de a umbla cu Dumnezeu, o să mai caști de două, trei ori. Dar după aceea nici să caști nu o să poți. Pierderea libertății. Și de ce să fii legat cu patim care să te nenorocească, cu lucruri care să te dezumanizeze? De ce să fii legat cu o gândire care să-ți strice familia, să strice pacea, să strice relația cu soția, cu soțul, cu părinții, cu Biserica lui Hristos, dar mai ales cu Domnul, cu tine însuți, că nu te simți confortabil? Dumnezeul nostru are libertate și dacă ți-ai pierdut libertatea, Dumnezeu poate să-ți dea această libertate prin iertare, prin spălarea în sângele Domnului Iisus Hristos, prin înnoirea pe care o face Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Și apoi, a cincea consecință și ultima, așa cum rezultă din pasajul pe care l-am citit, singurul verset din Judecător 16:21, este pierderea bucuriei. Este pierderea bucuriei. Păcatul îți ia bucuria. Vedeți ce spune partea finală a versetului 21? El învârtea la râșniță în temniță. Dar cât de bucuros era Samson acolo? Imaginați-vă! Noi muncim cu drag. Dar să știți că râșnița aceea despre care vorbește, it's a meal in English. It's a meal. You put the grains there. It's a huge stone on top of another stone. And then, like an ox, you have been chained yourself and you pull that big stone in order to grind, to powder the grain, you know, to make bread. Samson-i orb. Și-a pierdut vederea, este ca un bou și ca un cal pus în hățuri, în lanțuri, să învârte o piatră mare de moară care este pusă peste altă piatră ca să macine. Și dacă nu se mișcă repede, ați văzut cel puțin filme din acestea istorice, știți cum se purtau cu sclavii care nu se mișcau repede? Biciu. Ați văzut filmele aceste, nu? Poate nu să vă uitați la film. Ia. Ei, la televizor am zis. Biciu. Samson nu mai are nicio bucurie. Totul este mecanic la el. Se învârte mecanic. Calcă mecanic. Gândește mecanic. Iar dacă cel ce-l veghează vrea să-l umilească mai tare, îi spune lui Samson, hei, cântă-mi în timp ce te învârți aici. Distrează-mă, nu? Pentru că așa spunem, bucuria lor, de exemplu, l-au dus pe Samson și a zis, să joace pentru noi, să ne distreze Samson.
nu este bucuria mântuirii, nu este bucuria Duhului Sfânt, nu este bucuria păcii lăuntrice, nu este bucuria părtășiei cu familia, nu este bucuria părtășiei cu Domnul, nu este bucuria părtășiei cu Biserica lui Dumnezeu, cu poporul lui Dumnezeu. Consecință dezastruoasă. De ce credeți, și acum vom înțelege mai bine pe David, ca și Samson, a căzut amarnic, a falimentat amarnic, a căzut în adulter, a căzut în crimă. Și când a căzut acolo și când Dumnezeu l-a mustrat, David și-a pierdut bucuria. Și-a pierdut bucuria mântuirii, și-a pierdut bucuria Duhului Sfânt. Însă și David și Samson, deci și David și Samson au mai avut harul acesta, de aceea trebuie să te grăbești și tu astăzi. S-au întors la Domnul cu pocăință și David se roagă în felul următor: dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale, umple-mă din nou cu Duhul tău cel Sfânt, pentru că o pierduse. Și când ai pierdut bucuria mântuirii și bucuria Duhului Sfânt, poți să fii Bill Gates, multimiliardar, nu te ajută la nimic. Nu te ajută la nimic. Mănânci grătarul cel mai bun, te îmbraci Versace, faci, știu eu, mașina cea mai grozavă, n-ai pace lăuntrică. N-ai pace lăuntrică, n-ai pacea cu Dumnezeu, n-ai pacea cu tine, n-ai pacea de la Dumnezeu. De aceea, frați, surori, doamnelor și domnilor, iubiți tineri, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să mă gândesc la voi, să mă gândesc la nevoia voastră. Începem școala, începem o nouă activitate, intrăm într-un perimetru nou, la un popor nou, la ispite noi, nu? Într-o altă dimensiune luate și aduse împotriva noastră ca să ne pierdem, legătura cu Dumnezeu. Dacă nu suntem atenți, dacă nu suntem atenți și mușcăm din fructul oprit, din păcatul care ne este întins în față, și o facem continuu ca și Samson, Dumnezeu își poate trage mâna de peste noi. Consecința? Pierderea puterii. Filistenii l-au apucat. Nu mai este Samson cel care îi apucă. Pierderea vederii. Filistenii i-au scos ochii. Pierderea onorei. Filistenii l-au pogorât la Gaza. I-au luat toată demnitatea. L-au pogorât la Gaza. Te coboară în groapă. Pierderea libertății. Filistenii l-au legat cu niște lanțuri de aramă. Pierderea bucuriei. Samson învârtea la râșniță, în temniță. Însă tu și cu mine suntem vii, suntem în casa lui Dumnezeu, suntem înaintea lui Dumnezeu. Și dacă cumva piciorul tău sau piciorul meu, dacă piciorul cuiva a alunecat, avem încă la Tată, la Tatăl Ceresc, un mijlocitor, pe Domnul Iisus Hristos. Și sângele Lui cel Sfânt ne curățește de orice păcat. Este drept? Este drept. Frate Coco, haideți la pian. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Worship team, în față. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Haideți să cântăm împreună cu ei. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. David și-a pierdut bucuria, dar s-a pocăit, s-a rugat Domnului și Dumnezeu l-a iertat pe David. Va întreba cineva, Dumnezeu l-a iertat și pe Samson? Da, l-a iertat și pe Samson. Pentru că Samson s-a pocăit, dacă o citiți mai departe, capitolul 16, s-a mărturisit lui Dumnezeu și acolo în templu a zis să mor împreună cu filistenii. Nu-i mai plătesc pentru păcatul meu. Dacă nu se cobora Duhul Sfânt peste el, nu mișca zecile acelea de mii de tone care formau templul lui Dagon. Și de aceea în Evrei 11 veți găsi scris, voi găsi scris, când vorbește despre eroii credinței, autorul spune: și nu mi-ar mai ajunge timpul să vă vorbesc despre Samuel, despre Samson, despre David, despre Daniel, despre Iefta. Samson a fost iertat. Dacă astăzi te pocăiești, tânăr sau tânără, părinte sau copil, Dumnezeu te iartă și pe tine și îți va da din nou bucuria mântuirii. Înainte să ne rugăm împreună, haideți să ne ridicăm în picioare, să cântăm rugăciunea aceasta, psalmul 51, și apoi ne vom ruga Domnului. Zidește bine o inimă curată, Dumnezeul meu, și pune în mine un Duh nou, statonic.
Coboară-te în inima ta, coboară-te în sufletul tău.